Polițiștii brașoveni le-au pus gând rău șoferilor care parchează ilegal. Numai în prima jumătate a acestei luni, polițiștii au aplicat amenzi în valoare de peste 24.000 de lei șoferilor care au parcat în locuri nepermise, îngreunând astfel circulația auto. Fie că este vorba de lipsa locurilor de parcare sau doar de comoditate, tot mai mulți șoferi aleg să-și parcheze mașinile pe trotuare, în intersecții sau chiar pe trecerile de pietoni, spre nemulțumirea celorlalți participanți la trafic. În ultima vreme am constatat faptul că mulți conducători auto opresc, staționează sau chiar parchează autovehiculele pe carosabil și chiar în intersecții de străzi. Polițiștii brașoveni au luat măsuri astfel încât traficul rutier, dar și circulația pietonilor să nu mai fie afectate de cei care își lasă mașinile parcate ilegal, în special pe străduțele înguste. Am întreprins acțiuni specifice și numai astăzi, într-un timp relativ scurt, au fost aplicate pe o singură stradă 16 sancțiuni contravenționale pentru oprire interzisă, constând în 2 puncte amendă și 2 puncte penalizare. Aproximativ 180 de brașoveni care și-au parcat mașinile în locuri interzise au fost sancționați de oamenii legii în ultimele 2 săptămâni. Staționare în reglamentară, 4-5 puncte amendă cu 3 penalizări la permis. În regulă? Rămâneți la mașină, vă rog. În total, oamenii legii au aplicat amenzi în valoare de peste 24.000 de lei numai în prima jumătate a lunii șoferilor care au parcat ilegal. Pentru că cele mai multe astfel de cazuri au fost constatate în cartierul Centru Vechi, cel puțin un echipaj de poliție va acționa în zonă 24 de ore din 24.